Iată, noi, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi, Mircea Naiconi, președintea PMP Hatzeg. Trăsesem o ușoară linie înainte de publicitate, da? Și mergem mai departe. Mai zi-mi de Hatzegul ăsta cu mine. Da, deci vom vedea adevărul, ca să tragem linia, așa, să o subliniem, vom vedea adevărul după ce Hatzegul și satele vor vota. Adică, la ora asta ei contează. Ce să mai discutăm? Uite, vreau să discut cu tine, dar te rog. Te rog, poți să... Nu, vrei să-mi propui ceva, hai. Da. Uite-te, toți la... Gândindu-mă la cinstele, mă gândesc la actul medical. Nu sunt eu specialistul acolo, dar am oameni în echipă care vin și îmi spun: Mircică, uite-te de ce ar fi nevoie în spital. Păi de ce ar fi nevoie? Uite-te ce îmi spun ei. Ia. Yeah. Structura de personal din spitalul Hatzeg va trebui modificată. Avem nevoie de specialiști, oftalmologie, gastroenterologie, boli infecțioase, ajutor la medicina de urgență. Vrem cumva... Trebuie să aduceți medici pe chestia asta. Da, neapărat. Trebuie să găsiți medicul care să accepte să vină. Neapărat. Să știi că sunt. Sunt destul de mulți oameni din plecați din Hatzeg, studenți, care abia așteaptă să vină. Și și aici trebuie să vedem. Ar fi bun un medic cu experiență, știi? Ar fi bun. Dar să știi că oamenii care ies din școală acum și după niște ani de rezidențiat în care stau pe lângă medici și în orașele mari, s-ar putea să vină cu o informație și cu o competență mai înaltă decât a unor oameni care s-au obișnuit în structuri. Deci, din ce mă uit eu, tinerii care vin sunt valoroși. Păi bun, dar acum mai e o chestie. Tu ce îmi spui acolo? Pentru policlinică te referi sau pentru secții? Și pentru secții și pentru policlinică, peste tot. Păi unde să mai faceți secție și de și de și de? Că sunt câteva secții. Păi gândește-te că ai nevoie de un birou pentru oftalmologie. Asta, de exemplu. Da, aveți oftalmologie la Hatzeg. Păi, eu îți spun ce mi-au spus oamenii mei. Dacă vrei, nu mai este. Deci va trebui să avem pe specializarea oftalmologie om în spital. Știam la că fel, era la fel gastroenterologie. Eu spun nevoile lor. Stânga și ultima ușă pe dreapta. Era parcă oftalmologie acolo. Mai departe. Probabil. Boli infecțioase. Ce vreau să spun eu, Adi? Eu nu zic că știu toate lucrurile de aici. Ce ți-au spus oamenii? Eu spun ce mi-au spus oamenii și unde au văzut ei nevoia și unde văd ei nevoia de a servi oamenii din Hatzeg. Așa. Da, mă rog, asta nu cred că e o chestie extraordinară. Ideea este să găsiți medicul care să vină. Acum, deci eu nu cred că e greu. Dar nici nu cred că noi avem soluția. Una e dacă e deschis doar cabinet pe policlinică sau dacă faci și secție pe spital, ceea ce e cu totul și cu totul altceva. Merită luptat, gândit și aduși oameni care să servească. Da, numai că asta nu le faci de pe zi pe alta. Și normal că nu. Mai departe. Ce ar mai fi interesant? Uite, de exemplu, pentru administrația publică. De acolo, de la tine, de la ce ai scris tu acolo. Păi eu spun de la ce scriu eu aici. Trec la administrație. Ce ar mai fi interesant? Știi ce ar trebui? Să oprim risipa banilor publici. Și știi cum o putem opri? Prin transparență. Și ăsta e un obiectiv național al PMP-ului și un obiectiv local al nostru. Stai așa. Unul la mână zici de risipă. Da. Al doilea zic transparență. Bun, hai să o luăm risipă. La Hatzeg s-au risipit banii? Eu cred că da. Cum? Prin atribuirea unor proiecte către anumite persoane care sunt în anumite relații cu oamenii care au decizionalul. Și atunci... Asta e o supoziție sau o afirmație? E o supoziție pentru că nu ai dovada. Dar știi ce vrem să facem noi? Dom'le, să le facem transparente. Hai să punem pe pagina primăriei toate lucrările și toate contractele. Și ale primăriei, și ale primăriei, și ale departamentelor din subordinea primăriei. Ar trebui să fie. Nu sunt. Nu sunt contractele. Vreau să văd contractele. Dom'le, cât m-a costat pe mine lucrarea respectivă? Ce firmă o face și dacă nu cumva aș fi putut să fac lucrarea aia de o calitate mai bună și la un preț mai mic. Dar în momentul în care
Există transparență totală și toate contractele care le are primăria sunt urcate frumos. Asta nu e mare lucru. Pe internet eu pot să mă uit, competiția oamenilor care fac contractele respective pot să se uite și asta înseamnă transparență. Că s-ar putea de multe ori unele contracte să fie puțin umflate și să fie la comandă. S-ar putea, eu nu zic că nu. Eu spun supozițiile și vorbele ce le-am auzit și eu. Dar în momentul când faci transparență și când le faci publice, bun, nimeni, nu mai are, nimeni nu mai are ce comenta. Pentru prăpădita aia de curte de casă care se vrea parc, mi se pare și mie un pic cam mult. Vezi? Și ce ar însemna ca lucrurile alea noi să le avem transparent puse sus. Dom'le, uite de ce-au făcut. Astea-s lucrările, ăsta e contractul, atâția bani i-a am zi, dat. Cum ți se pare lucrarea aia de acolo? Lucrarea care? Ai văzut-o cu siguranță, din parc. Parcul pompierilor, parcul copilor. Ai fost pe acolo? Am mai fost, dar mai rar, că nu prea am timp de stat dar în parc. Dar ai fost? Poftim? N-am fost de când. Păi nu am auzit. Vezi, candidezi la funcția de am auzit că se lucrează, nu trebuie toată lumea ai să știe ce face toată lumea. Ce ai auzit? Că se lucrează? Că îi spart parcul, asta vrei să-mi spui? Da. Da, normal că am auzit că îi spart parcul și că nu-i ce trebuie acolo. Păi nu, eu am da. Văzut că îi spart parcul okay. și că zace așa okay. de ce vreo săptămână de zile cu dalele alea. Nici măcar nu înțeleg de ce le-au scos, dar mă rog, asta e altă poveste. Da, cred că nu sunt omul pe care să-l întrebi de ce păi, le-au da, scos și ce-au făcut. Poți să ai păreri, să emiți păreri, nu? Nu, pot să emit. Și la ce ne ajută? Păi, deci eu pot să am părere în momentul când am decizia. Dom'le, ce facem aici? Așa. Și atunci spunem, mai Mircică, consilierul PMP din Hațeg, uite, vreau să-mi spui ce se întâmplă acolo. Și în momentul ăla am posibilitatea să trag la răspundere conducerea primăriei sau măcar să vin, bă, hai să facem ceva împreună. Să rezolvăm problema. Am înțeles. Deci, în administrație, obiectivul principal al nostru este transparența. Dacă asta reușim să o facem, ar fi o minune. Da, nici măcar nu-i mare scofală. Așa e că nu-i mare scofală? Păi eu nu cred. Dar crezi că ar fi de folos? Acum te întreb eu când că mai schimbă mea. Depinde cui. Ar fi de folos. Bine zi. Ar cui? Fi de folos. Transparența contează. Cui ar fi de folos? Oamenilor din oraș. Le-ar fi de folos și oamenilor care iau decizii. Că e greu să mai iei o decizie ciudată numai, dacă, care știi, iau decizii, dacă știi că te vede toată lumea. Puțin. Păi asta vreau să spun. Deci nu mai iese de ciorbiță și de felul 2 dacă pui acolo chiar așa cum trebuie. Mă, și un felul 1. E bun. Dacă reușim să nu-i mai iese nici măcar creștem nivelul calității vieții în oraș. Am înțeles. Și ar trebui să nu pierdem pe nicio parte. Uite, mă gândesc la servicii publice online. Ar trebui un pic adică. Să acționăm aici. Adică omul când vine să nu mai stea la coadă la ghișeu, să aibă majoritatea posibilitatea de acasă, de la calculator, să-și plătească taxele asta pe care nu-i mare scofără. Nu-i mare. Și atunci? Pentru asta trebuie un server care costă câte ești de mii de euro. Asta este părerea domnului cât? Cui? Gelu sau cine a spus? Nu, nu. Bă, aproximativ. 10.000. De la 10.000 de euro în sus. Da, atâta costă serverul. Dar da. Știi că se poate închiria spațiu și poți să stochezi treaba asta sau să externalizezi? Da, de ce să nu-l am pe meu pentru 10.000 de euro? Ar fi fain să-l avem. Eu nu cred că e o problemă. Dar nu asta e problema, serverul. Știi, și cu un soft și... Ești de acord că nu serverul e problema. Ci voința politică să punem punctul pe ei. Așa, deci să-și plătească oamenii... Da, oamenii dar să știi că, în afară de treaba asta, mai sunt oameni care nu știu sau nu se ating de calculator sau nu vreau să-și plătească online. Ei bine, oamenii ăștia pot să vină acolo și cineva din primărie, cu competențe în IT, să-i ajute să-și plătească taxele care le au de plătit la primărie. Impozitele, taxele, tot ce au ei de plătit la primărie. Uf! Online. Transparență, competență și mai ce? Uite urbanism. O idee interesantă ar fi, de exemplu, finalizarea centurii orașului. Atâta de mult se vorbește despre treaba asta. Ajungi la Petrom și nici nu știi cum să intri în parcare. Ce fain ar fi acolo să facem un sens giratoriu. Unde? În fața Petromului. Cum cobor dealul Hațegului. Acolo e derută destul de mare. Și să presăm cumva pe toate căile să reușim să scoatem traficul greu din oraș și să facem și centura
care să treacă de la Petroșani spre Caransebeș. Acum o să zici, mulți ani, zeci de ani. O să zici că țin cursul. Păi și normal că ții, da? Zi-mi atunci. Zi-mi dacă nu ții. Na, nu știu cum să spun ca să nu fie interpretabil. Hai să vedem, că te ajut, ajut și eu la interpretare, că și tu ajut. La fel de multe lucruri, că te știi și tu. Știi foarte bine că prima centură a orașului Hatzeg a fost făcută de Timiș, da, care candidează la primărie cu drumuri multe la București, cu intervenția fratelui său, care între timp a murit, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească, și că s-a luptat mult pentru centura aia. Da. Și cred că știi la fel de bine că există deja un proiect pentru centura a doua, pe care Timiș a început să lucreze înainte de a pierde alegerile la știi primărie. Știi ce aș vrea să spun eu acum, zi, în fața oamenilor? Domnul, felicit pe domnul Timiș, deci pentru implicarea în realizarea centurii. Da, e adevărat. Cred că puteau fi făcute cred că puteau fi făcute trei sensuri giratorii. Vrei să pe centurica, la emisiunea, pe centurica, la emisiunea asta cu care, pe care am avut-o cu deci el. Deci eu nu vreau să fiu gică contra. Domnule, Timiș nu a făcut nimic sau așa. Nici la vorbă de așa ceva. La emisiunea felicitări, pe care am avut-o cu el, mai l-am întrebat, domnule, și cu centura aia, zic că n-ați mai apucat. Zice, dacă aș fi fost, să știți că aș fi făcut-o până acum. Apropo de centura a doua, e bine că vă gândiți toți la ea. Aia e bine că ne gândim. Uite, asta ar trebui făcută. Indiferent de cine iasă, domnule, trebuie să punem punctul pe ei. De centura asta avem nevoie. Corect, este. Corect? Cea care intră pe varianta Caransebeș, de la Caransebeș, ca să spun așa. Nu? Despre asta da, vorbești și da, mai departe. Ar trebui să avem grijă puțin de spațiile verzi. Uite, care dacă pe domnul Timiș îl felicit pentru... Care spații vezi? Stai să spun. Dacă îl felicit pentru centură, nu îl felicit pentru că în centrul Hatzegului avem un supermarket. Și nu mai dăm nume, că am înțeles că nu prea-i voie. Acolo puteam avea un parc în care seniorii noștri să vină să joace o table, să joace un șac, să-și plimbe mămicile copii. Avem un supermarket care puteau fi puse toate la rândul lor, că oricum n-am găsit... La cutare magazin, nu pot să-i dau numele, trebuie să mă duc în partea ailaltă să găsesc la magazinul cutare. Păi uite, mai facem unul acum. Foarte bine. Să le facem de agrupat și nu acolo unde avem spații verzi. Deci avem nevoie să identificăm spații verzi și să le transformăm în locuri, în oaze în care oamenii să se poată relaxa și să poată avea un aer curat. Ia zi-mi tu un spațiu verde, că n-aveți spații verzi, Hanță. Unde? Păi odată trebuie să le amenajăm pe cele care le avem. De exemplu, parcul de care ai vorbit și tu. Acolo trebuie atenție foarte curtea mare la amenajare. Și putem face și în partea ailaltă. Hatzegul se dezvoltă, cred că îi zice Răstoacă. De la centură încolo spre pădure. Hatzegul a început să se dezvolte. Dacă vei coborâ dealul Hatzegului, vei observa că încep să apară case și străzi acolo. Da. Acolo ar fi momentul ca primăria să se gândească și să facă un parc frumos. Dom'le, unde să poată merge mămicile cu copiii, de exemplu. Îți dau un exemplu, pentru că nu poți să-l pui în altă parte. Și am auzit și nemulțumiri, de exemplu, că nu putem să construim spații de joacă între blocuri, pentru că deranjează. Cred că aici ar trebui să fim atenți. Există niște ore de liniște. Corect. Care ar trebui să le respectăm și pentru asta, domne, avem poliție locală. Câți avem? Să fii atenți. Trebuie să știți că în spațiul ăsta de joacă, între ora cu tare și ora cu tare, nu face nimeni gălăgie. Și nu ne dăm pe hinte. Dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm, copiilor locurile astea. Pentru că știi pe unde aleargă. Printre mașini aleargă. Și Doamne ferește de accidente sau de alte lucruri. Da, mă rog, aici e și că omul care venise și spusese lucrul ăsta zicea că la solicitarea locatarilor s-au luat acele... Da, dar eu de-aia zic, ar trebui să fim puțin mai atenți. Cum putem să facem? Eu cred că printre blocuri am putea face vreo 3-4 spații de joacă cu un program foarte bine afișat și foarte bine păstrat. Nu e ușor, dar merită să aibă copiii noștri. Aici un loc e vorba și de educație și de mai multe, da, multe și lucruri. Cum facem lucrul ăsta? Așa, cu atenție, încet, vedem problema, intrăm în ea. Da, interesant. Da, mai departe. Știi la ce ne-am mai gândit? Ne-am mai gândit la un sistem de camere de supraveghere.
Și asta nu vorbesc numai de hațe. Să știi că nu e ceva scump. Da, cred că ar putea fi îmbunătățit. Uite, se plâng nelățenii că se fură în zona lor. Da. În Silvaș la fel. Ar putea fi la intrare și prin sat să fie niște camere. În punctele cheie. Nu-i mare lucru. În punctele cheie ar fi fain să avem o deci supraveghere. Deci știu că există unul, o supraveghere video. Ar trebui să fie probabil un dispecerat în care gardienii publici sau un aparat al poliția primării, locală, poliția locală, în sfârșit, așa. Să administreze păi cred că așa și e. Cred că așa și e. Numai nu știu cât la sute dintre uite-te, camerele uite-te alea ce funcționează. Multă hoție în hațe. Și ce multă hoție. Nu știu. E foarte multă. Aflu eu, domne, mi-o spar casa săptămâna trecută. Mi-o furat din pereți cablurile. Și noi prindem. Și nu avem cum. Hai să ajutăm poliția cu treaba asta. Hai să putem să lucrăm împreună cu ei. Ce-ar mai fi? Ne trece vremea. Păi ea cam trecut, să știi. Mai avem 2 minute. Uite, depozitarea deșeurilor. Da. Hațegu e un oraș turistic. Deci eu cred că noi ar trebui să fim o bijuterie pentru țara asta. Pentru că atâția de mulți turiști vin în țara Hațegului. Știi la ce m-am mai gândit? Zilele trecute. Ce fain ar fi, avem la ieșirea din Nălaț, undeva pe partea stângă, un platou. Dar lucrul ăsta se poate face și în altă parte. Pășune, a fost la Pășune a satului. Gândește de ce fain ar fi să avem un camping. Sau să avem acolo, să avem un loc nu cu apă, poți. Canal, dacă gaz. Acel teren este încadrat ca și Pășune, sub nicio formă nu vei putea să schimbi destinația. Băi, dacă mă duc Pășune, până la ministru, până la președintele. Poți până la Arhanghelul Gavril. Nu cred. Deci bine. Eu nu cred lucrul ăsta. Eu cred că de multe ori lucruri care par imposibile noi le putem face. E o lege a Pășunilor. Păi uite, a fost legea Pășunilor și acolo avem niște case. Primăria au atribuit niște terenuri. Și încă oamenii plâng. Dar poate domne, nu era încadrat ca și Pășunul. Nu știu ce era încadrat, dar oamenii încă nu au apă și canal acolo. De astea trebuie să avem grijă. Lucruri simple. Să măcar primele condiții de care vrea, pe care le au, de care au oamenii, de care au oamenii nevoie, să încercăm să le aducem la un nivel frumos. Să se trăiască așa tot mai aproape de un oraș de 5 stele. Mincică, mi-ai vorbit de acest oraș de 5 stele. Eu zic că și nu vreau ca oamenii să rămână neapărat cu concluzia mea. Îți dau voie să mă mai contrazici. Odată că e scurt timp, așa, da. Venim data viitoare. E chiar pe final. Deci mi-a vorbit de un oraș de 5 stele. Eu n-aș zice că nimic din ceea ce mi-ai spus tu acum nu înseamnă 5 stele, ci înseamnă un oraș normal. În anul 2020. Ești de acord că la ora asta e un oraș normal și că am mai putea merge în sus? La ora asta, nu știu dacă e un oraș normal. E normal. Nu poți să zici că din n-ar veni atâția oameni să ne caute. Bă, dar nu ne caută pe noi. Tu zici că suntem sub mediocru la nivelul orașului? Nu. Hațegu e un oraș frumos. Nimic. Eu deci zic că oamenii... Multă lume e impresionată de oraș. Și chiar dacă nu de toate detaliile, măcar atunci când ridici privirea și vezi dragul meu, turistul nu vine munții pentru hate, și turistul verdele vine și... pentru Arsenie Boca și pentru altceva. Nu vine pentru Hațeg. Vine în Hațeg. Păi n-are unde să ducă altundeva. Dacă în Hațeg se simte bine și e tratat bine, vine din nou. Am eu am niște prieteni acum care au venit și au zis, domne, vrem să mai stăm o zi, mai găsim loc. Știi că-s pline toate cazările. Da. S-au simțit bine în Hațeg și mai stau o zi. Și treaba asta, știi ce înseamnă pentru noi? Bogăție, casele arată mai bine, oamenii au venituri. Înseamnă un lucru bun. Da. Da, Mircea, cum spui tu? Să fie de data asta. Da. Dar totuși, nu văd nimic de 5 stele, ci doar de normalitate. Îți mulțumesc pentru prezența la emisiune. Te mai aștept cu drag și în campania electorală, dacă vei dori să vii. Vin. Voi continua să visez un Hațeg de 5 stele. Și aș putea pune cumva o paralelă între Hațeg și Salzburg, de exemplu. Sau între Hațeg și Oradea, de exemplu. Locuri unde oamenii pun pasiune și unde lucrurile se întâmplă. Versus locuri comode, salarii bunicele și treaba merge înainte. Hai să-i găsim pe oamenii ăia pasionați. Și dacă acum avem alegeri... De ce? Dacă pasionați acum, de ce anume? Pasionați de binele semenului lor. Și dacă oamenii se uită atent, domnilor, uitați-vă în liste,
Alegeți-i pe ăia în care aveți încredere. Trebuie să te opresc, nu mai avem timp de nicio culoare și dăm deja în campania electorală. Mulțumim pentru prezența în emisiune, stimați respectatori, Mircea Neiconi, președinte PMP, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Rămâneți în continuare cu noi, numai bine!